Igiena, prietena clasei noastre. Resurse educațională pentru clasa 5-a la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Ce este igiena? Cu siguranță știi că ea reprezintă totalitatea regulilor pe care le respectăm pentru a ne menține curățenia corpului, a spațiilor în care trăim și ne desfășurăm activitatea, Ceea ce conduce la prevenirea îmbolnăvirilor și la păstrarea sănătății. După părerea ta, igiena este prietena clasei tale? Astăzi îți vei aminti cât de importantă este igiena colectivului din care faci parte și ce poți face pentru a o păstra. Pentru început, te invit să parcurgi vizual acest labirint vei putea opri prezentarea până când vei găsi calea corectă, cea pe care și Ionuț trebuie să o aleagă pentru a ajunge la clasa lui curată. Pe drumul corect spre clasa curată va găsi doar obiecte care sunt folosite pentru igiena clasei. Ai reușit? Câte obiecte ai găsit? Eu am găsit 5 obiecte. Cunoști alte obiecte necesare pentru păstrarea igienei în salata de clasă? Te rog să le numești! Doamna dirigintă a pregătit un penar în care se află creioane colorate. Te invit să alegi din acest penar un creion și să arăți celorlalți ce culoare ai ales. În funcție de culoarea creionului ales, așează-te alături de colegii care au ales aceeași culoare. Astfel, veți forma patru grupe: grupa albastră, grupa galbenă, grupa roșie și grupa verde. Fiecare grupă va avea un plic care corespunde culorii grupei, în care este notată sarcina pe care trebuie să o realizeze. Un reprezentant al fiecarei grupe își va lua o foaie și un instrument de scris pentru a nota sarcina grupei. Sunteți gata? Să începem! Grupa galbenă va trebui să noteze proverbe sau afirmații despre igienă. Gândește-te la importanța igienei și la ceea ce faci pentru a o păstra. Cei din grupa roșie vor identifica greșelile făcute de cei doi elevi de serviciu. Marius și Anca sunt astăzi elevi de serviciu. Ei doresc să păstreze clasa cât mai curată. Marius ia buretele plin de praf din dulap și șterge tabla. Anca mătură bucățile de hârtie de pe jos și le împinge sub bancă. Marius și Anca se așează în banca altor colegi, în fața unui geam închis. Dacă faci parte din grupa verde, te vei gândi ce activități poți desfășura pentru a menține igiena în clasă. Notează minim 3 astfel de activități. Cei din echipa albastră vor stabili dacă afirmațiile referitoare la păstrarea igienei în clasă sunt corecte sau greșite. Șterg banca folosind un șervețel murdar. Pentru a șterge tabla neagră am nevoie de un burete umed, evit să deschid geamul în pauze, îmi păstrez locul în bancă și folosesc obiectele mele, împrumut masca mea folosită unui coleg care nu-și o găsește, dacă sunt plante în clasă le ud o dată pe lună, mizerile le las în pupitrul băncii mele. Argumentează răspunsurile alese. Dacă nu ai avut timp să notezi, îți prezint acum sarcinile grupelor. E indicat să oprești prezentarea până vei reuși să finalizezi împreună cu cei din grupa ta sarcina dată. La final, un reprezentant al grupei le va împărtăși colegilor ceea ce au notat. Acum, Ținând cont de toate informațiile pe care ți le-ai amintit despre igienă, te invit să faci alături de toți colegii tăi un regulament de igienă al clasei. Gândește-te la aspectele mai puțin respectate în clasa voastră în ceea ce privește igiena și cuprindele în acest regulament. Acesta poate să rămână la vedere în clasa ta și poate să-ți amintească zilnic că poți face câteva lucruri, pentru ca igiena să fie prietena clasei voastre.